Eu viitorul nu văd chiar dintr-o perspectivă optimistă, să-i spunem, pentru că am mai trecut prin foarte multe încercări. Lipsa de predictibilitate pentru un antreprenor e o problemă foarte importantă. În momentul de față sunt atâtea schimbări. Eu nu zic că e bine sau rău, eu zic numai constat că odată e așa, odată e așa. Și atunci se creează o nesiguranță. Noi ca țară nu reușim ca să producem și tot ne împrumutăm. La un moment dat tot acolo ajungem unde am ajuns și eu. Deci dacă nu ne trezim cu toții și nu încercăm ca să schimbăm direcția, adică e matematică, o să trecem printr-o nouă criză. Trebuie ca să fii umil, în primul rând, să fii deschis ca să înveți, să nu te arunci cu capul înainte și să crezi că le știi pe toate. Deci trebuie să fii treaz, într-un fel. Noi foarte mult timp dormim și de multe ori intrăm cu capul în pereți fără să ne dăm seama.